Tu puteai să dai un exemplu. Uite, m-am îndepărtat din cauza asta, pentru că m-a deranjat cu chestia asta. Dar și n-a fost odată. Alexandra a spus de trei ori. Dar nici ea a spus că nu vrea ca George să mai discute despre acest lucru. Și eu am spus. Păi da, pentru că și a spus subiectul cu și a spus, păi normal George că l-a deranjat, având în vedere că pe Mădălina a văzut-o ieri plângând aici și nu a dat niciun exemplu. Nu mai băgați voi, bețe. A fost o discuție de 2 minute în legătură cu Andrada, ce a întrebat Marinescu și a spus așa: pentru persoanele mele care mi-au fost dragi, sunt 2 variante. Ori le îngrop, ori dispar. În legătură cu Andrada, am zis că dispar și punct. S-a încheiat. Păi da, mă, George, și eu i-am explicat Andrade că Andrada a spus mai devreme că nu înțelege de ce tot duci acest subiect și să spună să încetezi cu lucrul ăsta. Și i-am spus, având în vedere că tu nu ai venit aici să dai un exemplu bun pentru... cu care Mădălina te-ar fi deranjat pe tine, normal că George... În primul rând, nu am pornit subiectul, în al doilea rând am spus că în legătură cu Andrada o să dispar. Dacă vreți să purtați acest subiect despre Andrada, îl puteți purta cu Marinescu, că eu nu o să-l port. Mulțumesc mult! Foarte bine! Înțelegeam ce spui. Mă, dar eu nu știu, eu am senzația că ăștia astăzi nu mai sunt aici. Da. Nu, dar am zis că... Fiecare e pe treaba lui. Adică se exagerează. Nu are nicio treabă cu absolut nimic. Sunt eu, Alexandra. N-am nevoie, mă, de tine, că tu ți-ai făcut treaba mai devreme. Când am păi avut nevoie de tine, ai venit. Păi nu, că am treabă cu Andrada, cum uite, când eu am când am avut nevoie de tine, Marinescu, ai venit. Nu, și uite că i-am spus ceva între patru ochi și vreau să spun și aici, de față cu voi toți, și anume că i-am zis Andradei să fie demnă în continuare și să nu îi fie frică. Dacă ar fi posibil oarecum ca, nu știu, cearta ei și cu Mădălina să fie influențată de către George și să... Doarme asta când vorbește. Da. Oprește-te, mă, Marinescu. Și George și Andrada să fie eliminat. Oprește-te de... Marinescu, nu mă interesează chestia asta. Poate să spună cui vrea să mă voteze, pe mine nu mă interesează. Păi asta și mie zic. Nu mi-este deloc nu te interesează. Păi asta și zic, că în cazul... Marinescu, oricum, Andrada, oricum în cazul în care... În loc să înveți ceva bun, tu ca victimă o înveți să fie victimă și cine ea. Și cu asta am păi închis Mădălina, orice discuție și Mădălina, cu tine și cu ea și cu... Mădălina, cu tot respectul. Mădălina! Ieri știi ce ai făcut tu? Practic, tu ai fost victimă pentru că tu te-ai dus acolo în spate și ai plâns. Nu, am un suflet. Ok. Am ținut și Andrada are un suflet. La Andrada foarte mult, foarte mult. Ține la tine și asta... Da, și Andrada ar ține la tine. Ok, dar Mădălina. Atât am vrut să spun, nu vreau să mă... Da, Mădălina, dar Marinescu nu m-a învățat să fiu... Băi, Andrada, du-te la Marinescu, lasă-mă pe mine. Faptul că mi-a zis să fiu tare și să nu mă speriu, asta nu înseamnă... Andrada... Andrada, n-ai de ce să te speri, că noi, George și Mădălina, nu sunt ca tine, crede-mă. N-ai de ce să te speri. Dar de ce, George, cum fiu? Stai liniștită, spun eu. Dar de ce, George, cum fiu? Spun eu că nimeni niciodată nu o să vină să te atace pe tine despre nimic. Atât nici eu și nici Mădălina, crede-mă. N-ai de ce să-ți fie frică. Dar de ce să mă atacați, George, ce am făcut greșit? Vă pune acum, până atât nu facem atâta. Andrada, eu ți-am explicat, indiferent ce s-ar întâmpla, mă refer la afirmația pe care a făcut-o Marinescu, că tu trebuie să rămâi puternică, să nu-ți fie frică de absolut nimic, eu am venit să-mi explicat. Atât eu, cât și Mădălina, cu siguranță niciodată nu se va întâmpla să vină cineva să te lovească. Dacă eu am spus mai devreme să te lovească, mă înțelegi ce vreau să spun. Da. Dacă eu am spus mai devreme că în subiectul cu tine vreau să dispar, asta înseamnă că nu mă interesează. Nu este logic? Dar nu normal și eu am spus. Okay. Nici nu mi-este frică și nici nu-mi va fi. Da, Andrada, oricum, tu dacă ești din casă, tu dacă ești din casă, oricum tu ești cu capul sus, înțelegi? Despre asta e vorba. Tu nu ieși și o să zic acum o afirmație pe care pe George o să-l deranjeze. Tu nu o să ieși de aici falsă ca iubita lui. Despre asta e vorba. Și o să fie deranjat George acum și o să sar în sus. Nu e asta interesul meu. Dar au mai venit câțiva invitați pe aici și au spus la fel de Mădălina că este foarte teatrală și că joacă pe aici. Te iubesc, falsa mea. Despre asta e vorba. Din câte mi-a să ieși de aici tot așa tănculesc cu Mircu Andrada. Nu a fost făcută falsă, a fost făcută bandită. Nu bandită, bandită, bravo, uite că mai da, dar bandită nu înseamnă a fi falsă, înseamnă a fi un fel de hoață. Un fel de parșivitate, așa oarecum, știi? Da, dar...
Nu este falsă, asta vreau să spun. Da, Andrada, ieri, după câte ai observat, după eu cum am perceput toată situația aia, George mi s-a părut că a vrut să te scoată. Lasă-mă să intervin puțin. George, lasă-mă să zic treaba asta. Vorbiți pe rând! Ceva spun și după aia mă retrag. Tu astăzi nu ai avut cu cine să vorbești. Tu știi foarte bine, nu, tu știi foarte bine că poți să vorbești cu mine. În momentul de față, când tu continui să vorbești prost, îți dai foc la subiecte. De ce? Dându-ți foc la subiecte cu mine, o să rămâi puțin pe jos. Băi, George, pa. Stai mai așa, fratele meu. Pa, vorbește despre falsitatea Mădălinei în continuare, te pup. Cu Andrada, vorbiți amândoi. Cristian. Vă pup rău. Lasă-mă. La asta vor face la mișto sau chiar? Băi, dar nu, dar în prima dată era. Mi-a furat inima, o. Bă, a mers puțin, bă. Un loc la lojă. Băi, George, hai să... Andrada, stat, pa! Păi stai, mă, frate, m-am lăsat dacă loc la lojă. Mă vorbește, ce a încercat ieri să te facă, înțelegi? Am treabă. Că s-a văzut. A vrut George să dea toată vina pe tine. Tu să fii, știi, să fii acuzată de toate lucrurile alea. Iar prin plânsul pe care l-a făcut Mădreada sau acolo în spate, la fel. Toată vina tot pe tine a vrut să o pună, înțelegi? Și zic așa, s-a văzut toată... Fals. Tot ce s-a întâmplat ieri, din punctul meu de vedere, nu dacă mă întreb. Nu este problemă. Dacă va veni pe mine, va veni pe mine. Vina nu mă interesează. Asta zic. Despre asta e vorba. Nu să aibă niciodată respect și nu să știi niciodată ce înseamnă să ai sentimente pentru... Ai văzut prost! Data viitoare ia-ți o pereche de ochelari ca să vezi mai bine. Să vorbească data viitoare ia-ți o pereche de ochelari să vezi mai bine înainte să spui unele lucruri, da? Wait. Ce? Nu. Cumpără-ți. Wait. Da, vorbiți urât că Andrada doar asta. Student ai fost tu. Student ai fost tu, nu eu. Mai ieși? Ok, în continuare, student. Afară îmi râde, îmi zâmbește, stăm la aceeași masă, împărțim lucruri și tu vii aici... Și mă faci cu o școță. Pentru un material. Pentru ce? Pentru un material. Tu ca să ajungi sus, tu calci pe mine, pe prietena ta care ți-am dat și nu îi dau în cap, că am vrut să stau lângă ea. Și la cum mă cunosc și la cum sunt eu, știu că o să stau în continuare. Eu știu că dacă o să aibă nevoie de ajutor, nu o să mai aibă nevoie, că o să aibă bun simț de acum acolo și nu o să mai ceară ajutorul, spun eu. Spun eu. Dar fii atentă, odată. De două ori. Deja când se întâmplă și a treia oară, păi scuză-mă pe mine, nu mai vine a ta. Dacă în continuare nu vrei să dai întâietate realității și vrei să rămâi tot în bula ta, așa se întâmplă. Ce bag în cap că o să votăm noi la ce? Eliminare? Că da, eu am făcut-o vreodată lucruri până asta. Bine, măi, a vorbit el, nu tu ai vorbit tu. Ce treabă ai tu? Sandra, îmi pare rău că trebuie să deranjez, dar trebuie să... Șefa banilor. Auzi, George, dar pe unde ai venit? Nu mă supărați, nu mă... Nu contează pe unde am venit, contează pe unde trebuie să plec? Nu. Ai venit pe acolo? Nu am... Pleci pe acolo? Pe acolo am venit cu camera. Camera nu știe că... Cer greșeala, dar nu eu te-am invitat în această casă. Îmi pare foarte rău, dar pe acel ecran a trebuit... Eu nu sunt obligat de ce m-a luat la dansă, s-a dus în casa Petrelor și i-am spus... Ce nu ziceai că nu știi, nu înțelegi ce vrea să facă pe aici? Tu nu-ți faci... Ești creia. Eu mi-am făcut treaba. Faptul că nu știu ce asta vrea să facă și că nu știe, asta da, l-am spus, dar nu am atacat. Ok, atunci dacă vii, du-te pe unde. Asta nu este un atac, când îți spun, bă, femeie, nu știi ce vrei, nu un atac. Dar ce-i? Hai că ești. Nu, ok, îi întreb, ok. E hotărâtă. Comănici. Ai dreptate, Comănici. Te pup, Maria. Comănici, oh, hai să-ți explic. Te pup, Maria. Hai să-ți explic. Revin. Explică că și eu sunt curios. Mai spune-ne, Cristian. Revin. Așa. Parcă sunt ghijoi bătrân de la care nu mai are viață. Mai lăsați-mă așa să vorbesc. Vorbește. Cristian vorbește. Te rog bine, frumos. Bine. Hai, Cristian, spune. Zi, Maria. Nicos, lasă-mă, te rog, să vorbesc. Păi, dar nu, că este pe limbă. Da, vorbit, gata, l-am înțeles. Zi, Maria, că eu te ascult, hai. Te ascult. Deci, în prima săptămână, când am venit, hai, mă, că de fiecare dată când încercam să deschid gura, mă luați la mișto, unul la ai mână. Văzut?
că nu-i doar doi la mână. Tu ai fost persoana care când se zicea de bipolaritate, cum mă, că te duci încolo și vii încoace și plângi și nu știu ce. Ai văzut că are dreptate. Continuă. Doi la mână. Am mai pus la dubii. Da, mă, mai întreb o dată, în prima săptămână. George, te-ai influențat, am văzut materialul unde George te-a întrebat pe tine. Păi eu nu înțeleg ce vrea să facă Maria aici, că cred că nu a venit de pentru relație și așa mai bă, departe. Bă, era conexiunea oprită, același lucru ți l-am spus și eu. Același lucru ți l-am spus și eu, comănici. Bravo. Uite, că nu era și incapabil. Hai să o luăm altfel. În prima parte a primei săptămâni. Ai înțeles? Adaptare. Când ai venit la început, da? În adaptare, da? Mi-ai dat senzația. Unul la mână, primele două zile. Aștept. Eram după avion. Aștept, care am zburat din Londra până aici toată noaptea. La 7 am ajuns la canal și din canal am intrat direct în emisiune. Așa, exact. Pentru cunoștințele tale. Bun. Nu puteam să vin să țopăi pe aici atâta timp cât nu dormisem în jur de 30 ceva de ore. Aici capră ca să țopăi. Ok, hai, lasă-le astea cu dormitul și nedormitul. Că el se striga pe aici că doar eu sunt de părere că el te-o lua pe tine tare în prima săptămână. Dar nu doar el, toată lumea. Lasă-mă, nu mă interesează toată lumea, mă interesează strict el. Tu știi ce înseamnă să iei un om tare? Dar nu contează, Cristian, Maria, am și o întrebare, Maria. Și emisiune, mă. Maria, faptul că ți-a spus că ești nehotărâtă și ești bipolară nu înseamnă un atac pentru tine? Da, e atacul wow! Nu. Dragi oameni, nu, fete, fără public. Până acum am înregistrat două răspunsuri inteligente din partea lui Comunic. Dacă îi zice asta Alexandrei, Andradei sau Marianei, nu este un atac. Dar atâta timp cât el știe foarte bine că am venit abia în emisiune și tremuram ca varga, atunci e un atac. Atunci e un atac. Hai să vorbim afară. Hai să vorbim afară. Bravo, Maria. Hai mă că faceți ce vreți voi. Când vă trimite acasă, nu mai ieșiți pe aici așa. Te ascult cât de inteligent, la ce intensitate de inteligență poate ajunge o conversație dintre mine și tine. Sunt tare curios. Primul răspuns, te duci în WC-ul. Bravo, Comunici. Următorul răspuns? Următorul răspuns? Bravo, Cristiane. Ești... Nu pot să-mi imaginez. Dai pe afară câtă inteligență. Ești ca o fântână arteziană de unde curge numai inteligență și nu mai are loc în creierii tăi inteligența. Alte răspunsuri mirobolante ne mai poți oferi, Cristian? Că m-ai omorât cu inteligența ta. Și când nu te lasă cineva să vorbești, faci o față, știi ce scrie pe fața ta când te enervezi? Dărâm blocuri. Asta scrie pe fața ta. Te ascult. Foarte frumos răspuns, Cristian. Mulțumesc. Încă un răspuns inteligent. Și George, am vrut să vorbesc ceva și cu tine. În legătură cu... Păi dacă... Dacă greșești și nu-ți dau dreptate, nu te superi după. Am fost atacată și de tine foarte mult. Excluzând situația care s-a întâmplat dintre mine și aia, că o să zici că eram eu cauza. Cu mine vorbești? Da. Ai fost atacată de mine? Da. Când? Nu direct. Atâta timp cât... Indirect. Vorbeai cu... Încercai să-i înduci băieților faptul că eu nu am venit aici, de fapt, pentru relație. Este și în materiale, dacă te uiți la episoade. Pentru că ai întrebat în jur de 3 sau 4 băieți, mă, dar ce părere ai despre Maria? Păi nu vorbea femeia, da. Crezi cumva că a venit, că ea nu a venit pentru relație și așa mai departe. Ok, Maria. De ce? Nu știu exact cum mi-am formulat speech-ul. Așa. Este posibil să ai dreptate. A fost părerea mea. Nu, n-a fost părerea ta. Ai făcut asta pentru că m-ai votat în jur de 2 sau 3 gale la rând. Pentru că a fost părerea mea. Și care-i problema că te-a votat? Da, Maria, pentru că a fost părerea mea, de-aia te-am votat. Da, dar de fiecare dată când intrai în discuție cu cineva pe subiectul dat, erai contrazis, din păcate. Vezi că această discuție am avut-o până și cu tine personal, aici, în casa băieților. Când? Da, când erai pe conexiune. Nu, am vorbit-o aici, Maria. Adu-ți bine aminte, te rog frumos. Am vorbit-o noi doi aici. Aici noi doi, în casă. După ce ai venit din carantină? Carantină. Am vorbit. Atunci ai vorbit poate cu altcineva pe subiectul, dar bine, nu Maria. Bine, Maria, a fost părerea. Bine, Maria, cum vrei tu. A fost părerea mea. Nu, n-a fost părerea mea. Atâta timp cât încerci să influențezi. Păi,
Nu vă mai dați cu părerea și nu mai încercați să dați cu săgețe în mine, luând în considerare... Avem dreptul să ne dăm cu părerea, Maria. Maria, chiar dacă ne-am dat cu părerea. Nu vorbeam cu tine. Maria, chiar dacă ne-am dat cu părerea. Sunt pus acolo, pot să vorbesc și... Mă bucur atunci dacă eu am greșit. Să vorbesc de câte ori vreau eu. Și băieții ăia, cărora zici tu că am vrut să le induc anumite lucruri, nu m-au ascultat. Dacă tu chiar tu crezi asta. Da. Așa a fost. Ok, da, Maria, eu am recunoscut. Toate astea. Este posibil să fi zis. E părerea mea, a fost părerea mea. Dar eu când am cum și tu ai anumite păreri despre mine. Și că eu nu am nicio părere despre mine. Ba da, ai spus că eu nu exprim nimic în relația mea. Cum eu ți-am respectat ție? Mie nu mi-exprim nimic. Da, eu ți-am respectat ție părerea, așa că respectă-mi și tu mie. Nu e nimic. Nu are nicio treabă. Eu nu am vrut să influențez pe cineva cu părerea mea. Pentru că eu când am vorbit despre asta, am vorbit cu tine. Maria, am influențat pe cineva? Am influențat pe cineva? Dar nu puteai, ai încercat să o faci. Ok, dar am influențat pe cineva? Ai încercat să o faci. Bun, îmi cer scuze. Răspuns greșit, iubire. Că ea vrea ceartă, nu vrea să-i cer scuze. Nu, mi-am cerut scuze, ok, nu mai consigui. Madalina, hai să ne înțelegem. Eu am mai avut discuții cu George până acum. Și în partea aia și chiar atunci când m-am certat cu tine înainte, după am vorbit tot cu George și am ajuns la un numitor comun. Ceea ce cu tine, din păcate, nu s-a întâmplat. Îmi pare rău. Normal că se întâmplă dacă nu te înțeleg. Tot ea mi-a mărbilat. Tot ea a căzut în plasă. Cum se face, măi, deșteaptă? Ce-i, Mariana, ce te nemulțumește? Nimic, doamna Cristina. Păi, văd că tot porți discuții în contradictoriu cu Alexandra. Cum? Păi, dar am văzut că e dor de mine la Alexandra. Da? M-a dorit în perioada asta. Da. Ce ați avut de împărțit? Dar vreau să vorbiți frumos una cu cealaltă. Ia să bineînțeles, de-aia am adus și cărțile lângă noi. Auzi, apropo, auzisem niște lucruri, Mădălina aia, Mariana, să nu faci vreo prostie cu cartea aceea. Dar nu le-am adus și le-am dat. Ce zic, îi dă o carte în cap? Nu, că ele au... Tu de ce pui mai paie pe foc? Nu, mă așteptam de la Alexandra să dau o carte în cap, pentru că ea de obicei așa reacționează. Dar mă bucur că a învățat și ea ceva. Hai să salutăm și băieții. Bună ziua, băieți! Maniac! Da, ia, hai, spuneți-mi, ce ați avut de împărțit? Nu știu, doamna Cristina, Alexandra cred că s-a plictisit. Și a început să ne ia toată la mâncare, dacă fiecare zic tu una. Ea a spus că toată lumea s-a legat de trecut, adică n-a intrat în casă. Nu știu care a fost persoana care a venit după 3 zile ale acestei competiții și a spus că eu am făcut de toate la viața mea. Care sunt alea de toate, Alexandra, deci, care le-ai făcut? La... Dacă tot afirm. Da, asta a fost scopul ei, să spună că a făcut de toate, ca să vină lumea să sară în capul ei și să fie victimă. Bravo, ți-a reușit. Ce vrei mai mult? Cum se treabă, Alexandra? Doamna Cristina, eu când am venit în această casă, eu am vrut să fiu fix așa cum sunt eu. Asumată și directă, fără a mă ascunde după deget, fără a mă da cine e ceea ce nu sunt. Știu cine am fost, știu cine sunt și știu cine voi fi, probabil. Da, așa.
Ideea este în felul următor. În momentul în care vine o persoană și vrea să scoată, de fapt, anumite chestii la iveală pe care ea nu le-a trăit sau nu a fost acolo și știind că ea are un trecut mai murdar, probabil, decât al meu și și-a luat anumite decizii în viața ei care nu i-au făcut cinste, vine și arată cu degetul, pentru că așa s-au obișnuit ele. Da. Ele nu înțeleg că în momentul în care vin și mă judecă pe mine, de fapt se judecă pe ele, nu pe mine. Corect. Și în momentul în care Marian a vrut să-mi dea joseală mie cu acele cărți, și-a dat în joseală ei, pentru că ea a fost cea care n-a fost în stare să-și citească. Aoleu, altceva mai ai? Nu eu. Înțelegeți? S-a învățit singur. Acest exemplu este expirat. Vine cu ceva nou. Îmi pare rău. Acest exemplu, în acest moment, este expirat. Mariana, eu îți dau exemplu. Ești expirat, Alexandra. Îți dau exemplu de aici, din casă. Ai expirat. Exemple de afară. Era afară. Asta e de afară. Era afară, exemplu. Era de afară, nu era în casă. Ne-a făcut nouă testul aici în casă. De când suntem în această casă. Păi și eu îți dau exemple. Și eu îți dau exemple de ce faci tu acasă. E în prezent ce faci tu acasă. La ora 8 te închizi în casă și îți pornești laptopul și te apuci de treabă. Că timpul înseamnă bani pentru tine. Doamna Cristina, fără dovezi. Doamna Cristina, noi nu avem laptopul. Doamna Cristina, ea cum face afirmații? Normal este, mă rog, pentru voi. Eu să fac ce afirmații vreau. Vă rog să trimiteți pe cineva din producție la noi în cameră și să caută. De-aia are două telefoane. Unul e din muncă și unul este personal. Am și eu două, ce ai? Diana sau cine? Isabel, faci video chat? Mai fetele. Păi da, am două telefoane. Faci video chat? Nu poți te aperi singură? Nu, mă aperi singură. Ce? Maria, nu ai intervenit. Am două telefoane. Trantă când ați întâlnit. Am două telefoane. Acasă e țări în cap lui Aia și lui Maria. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.